Astronautul Michael Collins, cel care a pilotat nava Apollo 11, a murit miercuri de cancer la vârsta de 90 de ani. Pilotul modulului de comandă i-a dus pe Neil Armstrong și pe Buzz Aldrin într-o cursă spațială istorică și au reușit astfel să facă primii pași pe lună. Michael Collins, Command Module Pilot. Deși a călătorit aproximativ 383.000 de kilometri până la lună, Collins nu a pus niciodată piciorul pe suprafața ei, precum colegii săi de echipaj. Indiferent dacă asta a fost o opțiune sau nu pentru astronaut, el spunea în 2019 că toți membrii echipajului au simțit presiunea acestei misiuni. The weight of the world on our shoulders, we knew that everyone would be looking at us, friend or foe. And we wanted to do the best we possibly could, put our best foot forward, and that required a great deal of work on our part. După revenirea triumfală pe Terra, și-a construit o bogată carieră publică. A fost numit secretar de stat adjunct pentru afaceri publice de președintele Richard Nixon. A fost și coordonator în construirea Muzeului Aerului și Spațiului din Washington.